Blockchain-urile sustenabile câștigă teren în piața cripto și odată cu ele colecțiile de NFT-uri care își îndreaptă utilizatorii către practicile eco-friendly. Polygon, spre exemplu, este un blockchain proof of work, iar în ceea ce privește Ethereum, tranzacționarea unui activ digital în acest blockchain minune produce 100 de kilograme de dioxid de carbon sau echivalentul la peste 140.000 de tranzacții cu un card Visa. Despre subiect au discutat colegii mei de la Aleph Business și Adrian Stratulat, project manager Ludo. O colecție standard de 10.000 de NFT-uri consumă în jur de 100 de tone de dioxid de carbon, cum spuneam și mai devreme. Poate amprenta de carbon a Ethereum să fie redusă, cel puțin în cazul minării de NFT-uri, înainte să apară Ethereum 2.0 și, dacă asta este situația, în ce fel sau cum? Există soluții, chiar și înainte de mult așteptatul Ethereum 2.0, care va realiza mare parte, va rezolva problema pentru că va migra de pe Proof of Work, dovada muncii, pe dovada mizei, Proof of Stake. Dar până în acest punct există deja soluții, există conceptul de mintare Lenish, Lazy Minting, care permite o reducere de 2 ori sau de 3 ori a amprentei de carbon pentru o colecție de NFT-uri. Mai există soluția unor poduri între blockchain-uri, astfel încât să mintezi pe un blockchain care este mai ecologic, și după aceea să migrezi pe un alt blockchain unde poate că există cerere mai mare. Deci există asemenea soluții. Cu toată critica asta adusă la adresa Ethereum, de care am auzit în ultima vreme, cum va fi afectat blockchain-ul odată cu introducerea Ethereum 2.0? Ce va avea de câștigat și ce va avea de pierdut? Eu zic că pe total va avea foarte mult de câștigat. Este un update așteptat de foarte mulți ani chiar. Ethereum 2.0 o să schimbe din foarte multe puncte de vedere peisajul competitiv în zona infrastructurilor de tip blockchain. Va veni cu o nouă filozofie, cu filozofia dovedirii consensului nu prin dovada muncii, ci prin dovada mizei. Și cred că va reimpulsiona întreaga industrie într-o zonă mult mai competitivă și mult mai ecologică.